Mariana Pascar zice că sunt 10 ani de când trăiește în teroare, iar capătul acesteia nu se mai vede. Disperată i-a ajuns în platoul nostru să-și spună drama. Bună seara, Mariana. Bună seara. Chiar vreau să-ți mulțumesc că ai ajuns astăzi în platoul nostru să povestești prin ce treci, pentru că femei ca tine sunt foarte multe. Femei care trăiesc în teroare acasă la ele. Mai întâi, spune-mi, te rog, cum te simți tu acum? O leacă cam cu frică, fiindcă când vinem acum încoa, am trecut pe lângă adresa pe care locuiam și chiar din mașină mea a început să fie frică. Adică mi-e frică că să nu apară el și să... Chiar trecând pe alături de fosta voastră casă, locuință. Da. Unde am locuit aici în Chișinău. Eu mă înțeles că tu și astăzi ai vânătăi pe corp după ultima bătaie. Da. Când ai fost bătut ultima dată? Am fost bătut uneodată cu o lună în urmă. Adică ne-am certat de la bani. Adică el mi-a spus că eu să-i dau bani care eu îi primeam de la trei locuri care eu le lucram, de la două farmacii și un magazin, că să-i dau că el să chite gazda. Și la care... te-a luat la bătaie? Da. A început să mă ia la palme, să mă numească cuvinte murdare, te faci cu copii. Eu i-am spus. Deci, ca să înțeleg, atunci ai scăpat ușor, pentru că zici că te-a luat la palme. Da. Că de obicei te lua la pumni și la picioare, din cât le-ai povestit acum, colegiul. Ultima bătaie a fost la palme, fiindcă copiii au început să plângă și să strige tata de-i pace-l mama. Și... Ei câți ani au? Eu unuț are 7, Mihai are 6 și Anastasia are 4. Zi-mi, te rog, eu știu că tu ți-ai pus multe speranțe în această relație. Când a început violența în cuplul vostru? Violența a început când am prins gravidă cu primul băiețel. Hai să vedem ce ne-ai povestit tu despre această relație. Atenție! Mariana Pascar povestește că în adolescență și-a dorit să se călugărească. Ea a învățat la seminarul teologic din Suruceni. După absolvire, timp de 3 ani, ea a lucrat profesoară de religie. Visul meu cel mai mare a fost că să rămână mănăstirea cu mama. Femeia își amintește că apropiații ei nu au lăsat-o să-și realizeze această dorință. Așa că tânăra s-a reîntors la Fălești. Mama nu mi-a permis, că a zis că trebuie să se refaci viața, trebuie să ai copii, trebuie să ai un soț. La 25 de ani, Mariana s-a căsătorit. Relația cu acel bărbat a durat mai puțin de un an. La care aici s-a amestecat mama lui ea, adică ea n-a fost de acord cu căsătoria noastră, ea a făcut tot chip și ne-a despărțit. Mariana povestește că la un an după despărțirea de primul soț, ea a legat o nouă relație. Timp de jumătate de an, femeia zice că aceasta era la distanță. Priveam televizorul și erau niște anunțuri jos, de telefoane, că doresc, cunosc o fată și am sunat pe vreo câteva numere telefoane la care ultimul mi-a răspuns chiar el. Primele neînțelegeri în cuplul lor, din câte își amintește femeia, au apărut după 2 ani de relație. Iar după nașterea primului copil, certurile deja se încheiau cu bătăi. Fiindcă el atunci nu îl recunoștea băiețelul, spunea că nu e a lui. Măcar vine și vezi copilul să-l vezi, el a venit. S-a uitat cum ședea copilul în călească și zice că și acesta e copil, acesta o zic că e un mutant. Adică fiindcă eu am născut băiețelul de 7 luni și el era micuț. În anii următori, Mariana a mai născut încă 2 copii și tot spera că, odată cu trecerea timpului, violența bărbatului se va domoli. El, nu știu cum, s-a cerut scuze, s-a cerut iertare, mi-a zis că să-mi dau o șansă. I-am mai dat o șansă, zic, pentru copii. În platou ni s-au alăturat avocata Inga Mifsud-Wismayer și psihologa Daniela Feldman. Cu expertele noastre vom discuta ce șanse are Mariana, mama, 3 copii, să scape de teroarea concubinului său. Bună seara, fetelor, bine ați venit! Bună seara! Nu este prima poveste de genul acesta pe care o auzim aici în platoul nostru. Totuși, vreau să vă întreb ce emoții și ce gânduri v-a trezit povestea Marianei. Sunt emoții de supărare, emoții de o situație care
circul ca o rutină în țara noastră, din păcate, și mai cu seamă în regiunile mai departe de capitala țării. Ea trebuie să fie rectificată de la rădăcini, dar nu știu din ce considerent ea persistă și mult, mult mai multe istorii care, din păcate, pot ajunge la un rezultat foarte tragic. Astfel de emisiuni sunt binevenite pentru a transmite mesajul sau ajutorul sau sfatul altor persoane, altor victime a violenței în familie și ce urmări sau ce pași urmează să întreprindă în cazul similar. Daniela, tu la ce te gândești acum? La copii mă gândesc, dacă sincer. Mă gândesc la copiii Marianei, că, din păcate, ei văd aceeași realitate și deja din 3 copii cineva o să fie victimă, la fel ca Mariana, și cineva o să fie agresor, la fel ca tatăl lor. Deja depinde de psihic, de anumite chestii genetice. Femeile suportă astfel de comportament doar din cauza că consideră că este o normalitate. Nu este o normalitate. Îmi pare rău pentru ea, îmi pare rău pentru toate femeile. Cu siguranță că eu, așa, o fire mai luptătoare, aș umple-o pe Mariana de forță, de putere, așa, să meargă înainte și să-și crească niște copii sănătoși, Mariana. Asta este cel mai important. Tu ești mamă și ăsta este cel mai important rol din viața unei femei. Mariana, tu ai trăit în acest coșmar 10 ani de zile. Da. Și mă întreb de fiecare dată, de ce ai răbdat? Ce a trebuit să-i mai naști încă și 3 copii? Am răbdat fiindcă mi-a fost frică de el. Tot timpul el m-a amenințat că dacă pleci eu o să te omor, o să-ți tai gâtul și mai mult de frică. Ceea ce în privința că de ce am născut încă 2 copii, fiindcă eu sunt femeie de biserică și am învățat teologia după canonile bisericești, se interzice de a avorta copii. Și am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat, eu nu pot să le iau viața. De ce n-ai plecat după primul copil născut? Pentru că ai zis că bătăile, certurile, conflictele, violența au început încă atunci când îl purtai sub inimă, pe primul. N-a de ce plecat, atunci n-ai plecat? N-am plecat, zic, să-i mi dau o șansă, că copilul merită să aibă un tată care să se joace. Credeai că se va potoli? Că a făcut o greșeală și că mai mult nu te va bate? Da, fiindcă mă gândeam că dacă omul greșește, poate greșește odată, nu de mai multe ori. Și am sperat că se va schimba cu nașterea copilului. Apropo de asta, am înțeles că din start partenerul tău nu recunoștea copiii. De ce? El nu recunoaște copiii, fiindcă el gândește că eu l-am înșelat. Adică am un cumătru în care noi în copilărie am fost între aceeași grădiniță, am trăit în aceeași mahala, am fost chiar și colegii de școală. Și el mi-a botezat pe Ionuț. Chiar el singur s-a cerut că să fie nană la băiat. Părinții lui au fost prieteni cu părinții mei care m-au crescut. Și el gândește că eu am avut ceva cu are motive meu. Să fie gelos? Are motive să fie gelos? Nu aș crede că să aibă el motive, fiindcă eu sunt sinceră și de multe ori am spus că eu cu mătru n-am avut niciodată. Pot să pun mâna și pe icoană că niciodată noi n-am avut. Dar zi-mi, te rog, gelozia este cumva motivul de fiecare dată care îl face violent? Da. În mare parte? Da. El este și consumator de alcool sau nu? El a consumat alcool până în 2016. Când l-a născut pe Mihai, el a avut primul insult. Și de atunci nu mai bea? Și la jumătate de an a mai avut încă un insult, la care medicii au spus că dacă el continuă să consume alcool,
poate să-l aibă și pe trele la care el nu are scăpare. Și din 2016 el a întrerupt alcoolul. De băut nu mai bea. Dar e violent. Da. Deci nu era alcoolul cauza violenței sale. Nu. Altceva, ce motive are el? Motivul meu este că mama mea, care m-a crescut, a împrumutat de la dânsul o sumă de bani, aproximativ până 1000 de euro, așa am înțeles, la care mama s-a îmbolnăvit și a decedat și această sumă nu i s-a întornat înapoi. Și acum el se răzbună pe mine și... Ce spune fostul concubin al Marianei despre relația lor? În curând vom afla cum răspunde el acuzațiilor de violență. Dar acum haideți să auzim ce povestește Mariana despre nenumăratele conflicte și bătăi pe care le-a avut în această relație. Primul conflict a apărut la apartamentul unde locuiam, în apartamentul părinților în orașul Alești. Acolo el întâi a bătut-o pe mama, Dumnezeu să o ierte. Tot, nu știu ce mama i-a spus și el a lovit-o pe mama. Pe urmă, pe tata, des îl bătea când locuia cu noi. Cea mai mare bătaie a fost undeva în 2018, înainte de a naște pe fetița, cu o săptămână înainte. A venit acasă, mi-a zis că să taie o rață, asta a fost în ajunul Sfântului Vasile, la care eu am refuzat, fiindcă eu am lucrat la biserică în mulți ani. La care el m-a apucat de gât, mi-a tras un pumn la rărunchiul drept, apoi cu capul de sobă. Când mi-a tras cu pumnul la rărunchi, 5 minute nu m-a răsuflat, nu puteam nici să respir, nici să strig. M-a lăsat pe mine și la început pe tata. Tot eu tras două palme și vreau să-l arunci de pe scări la noi de acolo, de la 5-lea etaj. Au venit vecinii și l-au salvat pe tata. Eu am ieșit din casă ca să nu mă apălească că tama trebuie să nasc. Și el mi-a spus că dacă vrei să trăiești și să naști, ești chiar amude, nu eu bag cuțitul în tine. Eu am ieșit și am dormit într-un bus, fără uși, fără ferestre, am dormit o noapte acolo. Am dormit așa, în frig, în cer, cum era, că mă temeam atât pentru mine cât și pentru copil. Era minus 33 de grade atunci. Asta e soarta. Ultima bătaie a fost cu două săptămâni în urmă. Eu i-am spus că să ieșim undeva cu copiii, fiindcă era duminică, cum ședeam pe pat și lucram la o icoană, a venit și mi-a tras o palmă. M-a apucat de gât în bucătărie și mai nu mă nădușesc. Mariana Pascari spune că are dovezi clare care ar demonstra violența fostului ei concubin. Ea ne-a pus la dispoziție o înregistrare audio a unei discuții dintre ea și bărbat. Să o auzim acum. Dă-o, măi, dă-o, de s***, dacă nu uitați, uitați-mă, baba, de drumul. Vrei dispărțări, dispărțări, închidă, ce știu. Du-te închidă, ce faci viața cu cine vrei și cum vrei. Să vezi eu atunci și viața mai bună, să ai tu, dictamă. Eu tot ți-am spus, nu te joci cu mine, nu vrei să înțelegi. Azi că eu o țărere de la aceste țări. Cum mă joci la Fălești, cum să șerți în negru? Îi spun normal, îi las un copil și doi ieri. N-am, nu-ți dau niciun. Eu nu mai chinuie, da? Eu ți-ai băiatruțul, da. N-am dat mâncare la copii, nu m-a stăruit să fac la copii, pe da? Pe mine nu mai cesați. Lasă unul, nici doi ieri. Nu-ți las eu ți-ai niciun. Vezi o să te pe urmă să te bagi în p***ul și niște. La dansul asta e ca bună dimineață. Dacă nu eram numit dimineață cu așa cuvinte, atunci era la amiază. Era la amiază sau seara. Și asta era prezentă de față cu copii. Adică el nu are o limită, că uite, sunt micuții lângă voi. Așa, toate... Așa, toată discuția e de față cu copii. Chiar și lua cuțetul de pe masă, sărea cu cuțetul la mine, la bătaie de față cu copii. La mine cel mai mare copil psihic, el s-a închis în trânsul. El la școală nu reacționează. Nu, profesoara vorbește cu el că să iasă la tablă, să răspundă. El e foarte, e,
închis și... Și mai mult se închide în transul și nu-mi spune. Eu chiar și acasă îl rog să discute cu mine, să-mi spui. El întreb, eu nu, să... Hai vorbește cu mama, spune ce ai pe suflet. Nimică. Că și tu crezi că aceasta este o urmare a relației tale cu tatăl băiatului? Este evident că este o urmare. Da. Și cu copilul trebuie să se lucreze, dar nu numai să se lucreze, dar și cu viața eroinii trebuie să fie o claritate și o soluție unde se evită și se înlătură în totalmente agresorul din viața voastră. Altfel, o să fie următorul copil și, Doamne ferește, și copilul cel mic. Eu cred că aici noi, dacă am luat această persoană și am expune unui consult psihiatric, psihologic, cu siguranță am găsit anumite modificări ale psihicului, da, din cele ce am auzit și din comportamentul pe care el îl manifestă. Cumva se vede chiar și în discuție că nu are, da, nu are absolut deloc elementul ăsta de proprie cenzură, da? Și mesajul care era, el cumva dorea să-ți ia un copil, da? Parcă sunt niște jucării, dă-mi Natalia mie una și ție două și... Dă-mi unul mie și două mâniști. Și noi suntem fericiți că eu tot am muncit și am investit în copii. Foarte straniu, de fapt, eu nu pot să mă exprim în acest sens din cele ce eu am văzut. Cu siguranță omul are o anumită tendință sau chiar o tulburare de personalitate, da? Cumva eu nu știu cum s-a manifestat. Dacă aș sta mai mult de vorbă cu Mariana, cu siguranță mi-aș da seama, pentru că aș face mai multe cercetări referitor la poate are când l-a cunoscut, da? Care erau lucrurile pe care le putea observa, pentru că acum, după cum vedem, ea percepe ca o normalitate, după 10 ani, ce se întâmplă cu ea și cu copiii. Mariana, din câte știu eu, tu ai plecat recent. Ai decis totuși să te desparți de acest bărbat. Vreau să te întreb, ai tolerat ani de zile comportamentul acesta a lui. Ce te-a făcut acum să pleci totuși de la el? Am zis că trebuie să pun capăt aceste violențe care există. Atâta pentru mine cât și pentru copii. Că... De ce acum? Această transformare a lui Ionuț te-a speriat? Da. Nu numai ca lui Ionuț. Pur și simplu am și o fetiță și nu vreau să vadă toate astea scene care pe parcursul vieții să-și aduc aminte că uite ce tată am avut sau ce soartă. Și de ce am zis că e până aici să fie... Dar știu totuși că, iată, în această săptămână, de când nu mai sunteți, nu mai trăiți împreună, tu continui să trăiești în frică. De ce ți-e teamă? Mi-e frică de el, fiindcă el mă sună și tot timpul mă amenință că eu o să vin în Fălești și o să te mor și pe tine și pe tata ta. Poliția din Fălești nu face nimic. De câte ori m-am adresat, au venit, au luat plângeri, i-au pus amendă și eu am zis că numai atâta, dar eu am zis așa, ce te-a omorât? Zic, dar eu ce trebuie să stau să criu întâi, așa să faceți, să găsiți o pedeapsă pentru el. Colegii mei mi-au zis că un motiv de a pleca de la el a fost faptul că el te agresează nu doar pe tine deja, dar și pe copii. Și copii, da. Mariana ne-a pus la dispoziție o fotografie care ar demonstra că fostul ei concubin era violent nu doar cu ea, ci și cu copiii lor. Am să rog regia să ne arate această imagine. Mariana, eu am să te rog pe tine să comentezi. Care dintre copii este? Aici este Mihai, al doilea băiețel. Ce a pățit el? Ei sușcau ca copii, făceau gălăgii, râdeau. Nu era ora încă de a se culca, era undeva ora 6. Și el s-a enervat, a luat matura și l-a lovit cu matura. Eu deodată n-am înțeles unde l-a lovit, fiindcă el a început să ție cu mâinile de cap, s-a înmânițat pe față, a început să tremure și a dat ochii peste cap. Eu l-am luat pe dânsul în brațul alea, când l-am zgâlțit ca să-și revie. Și zic, Mihăiță, spune unde te-a lovit. El nu putea să spui că de tare ce plângea.
Știi câteva minute am observat că l-a lovit aici cu... L-a lovit cu coada măturii, probabil, da. Nu? Da. Și pe cel mai mare, tot că la școală a adus o notă negativă, tot l-a lovit cu mătura după cap. Mariana, dar te-ai adresat la poliție sau la medic, cel puțin, cu copilul? Nu, nu m-am adresat, fiindcă eu i-am spus că eu azi mă adresez, tot în ziua ce, și el a zis că dacă vine poliția... Nu era obligatoriu să-l anunț, nu trebuie să-l anunț acțiunile tale, tu ca mamă, obligația de mamă la acel moment, indiferent de emoțiile, frica care ai avut-o, trebuia să asiguri ajutorul sau primul ajutor al copilului, ori această lovitură nu știm în ce urmări are. Știm că se poate închega sângele, deci aici nu este glumă. Și nu te-ai adresat... Nu m-am adresat tot din motive de frică, că... El te-a amenințat după asta? Da, el m-a amenințat că dacă eu mă adresez cu copilul la medic sau la poliție, el o să mă omoare. Le-ai spus colegilor mei că ai rupt orice relație cu rudele tale. Da. Cu ei de ce? După moartea mamei, surorile mamei au rupt legătura cu mine din cauza fiindcă eu am fost înfiată. Și cât a trăit mama, ei m-au recunoscut că sunt, adică, rudă cu ei. După aceea a decedat, ei s-au scos că sunt o străină. Dar cu tatăl tău adoptiv, cum te împaci? Cu tatăl meu adoptiv sunt unele certuri mici, care, așa, ca între fiică adoptivă și într-un tată adoptiv, încerc să le evit, să nu mă cert cu el, fiindcă el e deja în vârstă, pe lângă asta el și e bolnav, a fost diagnosticat în trecut cu TBC de formă închisă. E periculos pentru copii și nu. Pentru tine? Din sursă de medicină am aflat că nu e periculos. Dacă era formă deschisă, deja era periculos, dar dacă e formă închisă, zi-mi, dar rog, și se tratează. Tu zici că nu este una caldă relația, nu este una apropiată. Asta la fel s-a întâmplat după moartea mamei tale adoptive, da, sau el întotdeauna așa a fost cu tine? Nu, cât mama a trăit, între părinții mei a fost o relație strânsă. Tot ce aveam pe suflet, îi spuneam și mama și lui tata, el ținea foarte mult. După decesul mamei, el s-a schimbat foarte mult. Adică tot timpul el îmi spune, ieși din apartamentul, că e apartamentul meu, tu n-ai nicio parte aici și de aici să încep certurile acestea. Eu cunosc că ai încercat de mai multe ori să-ți găsești mama biologică. Da, am încercat, însă niște un răspuns. A venit timpul să aflăm câte ceva despre copilărie și adolescența ta. Atenție! Îmi amintesc că aveam 3 ani când ei m-au înfiat. Țin minte că am venit acasă cu părinții. Casa era foarte plină cu multă lume, că m-au înfiat de la casa de copii din Bălț. Am aflat întâi de la grădiniță că nu sunt copilul lor. Mi-a zis o educatoare. Pe urmă mi-a zis o colegă de clasă, prin clasa nouă, la care a apărut un conflict între mine și între colega. Și a doua zi a fost chemați părinți, au fost chemați părinții la director, dar acolo mama mi-a povestit că într-adevăr eu sunt înfiată. Ea nu mi-a permis mie să-mi caut părinții. De ce? Fiindcă se temea că eu să nu părăsesc și să mă întorc la părinții. Nu știu multe, fiindcă foaia de adopție eu am găsit-o în casă, într-un șcaf. Unde acolo scrie că m-am născut pe 7 ianuarie, numai că anul nașterii nu e clar. Că 1988, că 1986. Scria așa despre mama cu familia Taran, Tamara Gheorghevna din Telenești. Mama mi-a zis că ea a murit. În certificatul acesta care eu l-am găsit, nu scrie că mama e decedată. Chiar să curioasă și să o cunoști pe mama. Nu mă interesează care a fost motivul. Motivele poate fi multe.
Echipa noastră a încercat să o caute pe mama biologică a Marianei. Deocamdată însă nu am avut succes. Așa că facem un apel către toți cei care ne privesc. Dacă cunoașteți măcar ceva despre mama eroinei noastre, vă rugăm să ne apelați în redacție sau pe rețelele de socializare. Mică ar să vii și cu mine, tot ar să rezolvi întrebările. Și pe tata spune că ar să-l ușide. Lovirea copilor minor, care asta este absolut inadmisibil. Timp de 24 de ani, dacă nu retrage dosarul acesta, te omor. Dacă vine și te omoară, noi să știm cine a făcut-o. Ai apelat poliția de 60 de ori? Ei au zis că te omușesc. A venit momentul să aflăm cum răspunde fostul concubin al Marianei la acuzațiile ei. Umilită, bătută și amenințată în continuu, la cei 37 de ani ai săi, Mariana Pascar din Fălești povestește că în fiecare dimineață se trezește cu gândul că această zi poate fi ultima din viață, iar gândul că cei trei copii ai ei ar putea ajunge orfan de mamă o distruge. A început să mă ia la palme, să mă numesc cuvinte murdare, chiar și lua cuțetul de pe masă, sărea cu cuțetul la mine, la bătaie de față copii. Mariana spune că vinovat de toate suferințele pe care le îndură este concubinul ei. Ea povestește că s-a adresat la poliție de nenumărate ori, însă nu a scăpat de teroarea bărbatului. Poliția nu face nimic. Ce te-a omorât? Zic, dar eu ce trebuie să stau în sacriu? Mi-e frică de el, fiindcă el mă sună și tot timpul mă amenință că eu o să vin în Fălești și o să te omor și pe tine și pe tata ta. Ce povestesc apropiații Marianei și de ce ei nu o pot proteja pe femeie? Care sunt argumentele fostului concubin al Marianei și cum se apără acesta, dar și ce fac autoritățile în privința acestei familii. Vedeți astăzi! Vă reamintesc, astăzi vă spunem povestea Marianei Pascar de 37 de ani, care spune că trăiește ani la rând în teroare. Concubinul ei este violent atât cu ea cât și cu cei trei copii ai lor. Mariana povestește că de multe ori fugea de acasă pentru a se putea salva de agresiunea bărbatului. Maria Batitschi este o prietenă veche a familiei Marianei. Femeia știe despre necazurile prin care trece eroina noastră și copiii ei, pe care ea a adăpostit de mai multe ori. Maria se află în platoul nostru. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit, doamna Maria! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Spuneți-mi, vă rog, doamna Maria, dumneavoastră îl cunoașteți pe concubinul Marianei? Doamna Natalia, el câțiva ani înapoi ne întâlnim tare des. Eu cu dânsul stăteam. Între dânsul nu era așa rău. Amude când relațiile la dânsul s-au schimbat așa de asta, el cu mine nu vorbește. Eu e când au făcut, el vă arăta te video cu ceala, când amuia au făcut și ei ne-au trimis mie cum el se comportă cu dânsa, eu am încercat să-l sun. Și el nu-mi răspunde. Eu am încercat pe Facebook să intru. El nu-mi răspunde. El cu mine nu stă de vorbă. El Dar dumneavoastră niciodată nu ați văzut ca el să o bată față de dumneavoastră? Nu, însă de multe ori mă suna ea că Andrei mi-a făcut scandal. Într-o dimineață nu era așa, că eu mă zvâr de la balcon cu copilul, ca să mică, că eu mai mult nu pot. Eu plâng și o strâng, te rog, vină la mine și nu fă nevoie. Dumneavoastră, cum vă explicați, iată, comportamentul lui? Că față de voi niciodată nu... El e harnic față de noi, e omănos, e de ajutor, e de asta. Dar cu dânsa, uite așa se comportă. Care schimbările... Cum credeți, de ce? Ce aș putea eu să vă spun așa, după cum înțeleg? El sunt două persoane diferite. Marina și cu dânsul. El e cum să vă spun, după lucru, el îi să aibă, să șibă, să facă, să asta ia. E fată de oraș, e fată una singură la părință, poate nu poate așa cum vrea el. Și e ca de să dar asta nu explică bătăile și teroare. Da, dar el vrea așa cum dumneavoastră știe el. Ați văzut sau ați și auzit că el o bate nu doar pe ea? A ajuns să-i bată și el pe cei la micuți. Mine spune că ar să vii și cu mine, tot ar să rezolvi întrebările. Și pe tata spune că ar să-l ușidă și... Deci vă amenință și pe voi? Da, dar pe că o las-o spui. Da, d-acolo. El într-o zi mi-a spus că a să ducă la doamna Maria și a să lămărească cu dosa între patru ochi. El ție îți spune. Doamne Maria da. Nu are curaj. Deci el mie mi-a spus. Care este versiunea concubinului Marianei? Cum îi explică el violența despre care ne-a povestit femeia? Și ce spune în apărarea sa? Aflați în câteva clipe. Dar mai întâi, să auzim ce ne-a povestit nepoata bărbatului despre relația celor doi. De exemplu, ea nu face mâncare deloc la copii.
face mâncare el numai când vin de la lucru. El m-a chemat-o la Chișinău, eu am locuit la Chișinău, ea permanent e deranjată noi, cu diferite probleme, că el strigă, că nu știu ce, când au sunat pe tău să întrebam ce s-a întâmplat, el spunea altfel. Când era la Făleț, spunge că nu-i tăia. El a venit la Chișinău, lucrează și chiar cu mine împreună a făcut o geantă și o trimis. Și el achită gază, ca să înțelege, cumpără de mâncare, ia banii. Prin ei el spune că măcar să contribuie cu cât de puțin. Așa aici, la Chișinău, nu a fost să bată. Dar când era la Fălești, am înțeles că se bătea. Că eu nu sunt nici cu dânsul, nici cu dânsa. Fetița aceea micuță, are 4 ani, dar ești prostimă, e mai ca mine. Eu odată eram la dânsă și el, Andrei, vine de la lucru, numai că deschide ușa și îi spune, iar azi n-ai făcut nică. Dar e... Când a început că niște prostii, zic, și cu voi, nici nu au zis omul să se intre în casă, și cu niște prostii, și eu nu pot vorbesc așa prostii, s-o scuzat, dar nu pot. Toate acestea sunt mențiuni. Eu la copii le făceam mâncare aparte, din ce? Fiindcă ei nu mănâncă totul. Lor, ei mănâncă diferit. Ei, acolo, o cătleată cu piure sau o sardelcă și macaroane. Ei nu mănâncă borș sau gozană. Deci, ca să înțeleg, din spusele nepoatei concubinului tău, tu ai întâmpina niște, hai să zic, dificultăți în educația copiilor tăi. Și nu era vorba doar de mâncare. Da? Vreau să știu, se întâmplă să fii neglijentă cu ei? Nu, eu nu sunt neglijantă, tot timpul... Dar în ce relație ești cu această tânără? Noi suntem, ea mi-a botezat fetița. Erați apropiate? Da. De ce acum, uite, vorbește despre tine așa, nu foarte încă... pozitiv? Eu, după cum eu mă gândesc aici, totul e spus de mama ei. Adică sora lui ea. Nu-i permite să spui tot ce e în familie. A venit momentul să aflăm cum răspunde fostul concubin al Marianei la acuzațiile ei. I-am propus să vină în platoul nostru, dar nu a acceptat invitația. Totuși, el a dat acordul să discute la cameră cu echipa noastră, dar fără a-i fi arătată fața. Acum, haideți să-l auzim. Da, de bătut, e putut să n-am bătut. Dar o palmă a scăpat. O palmă, asta nu a bătut, dar o palmă a scăpat. Asta odată n-a s-a întâmplat așa. Eu, de partea ei, da, foarte mult au fost bătut. Eu a fost, eu la mine, iep minimul la țigani, m-a zăcăzuit. M-a zăcăzuit, că s-a ușit. Mariana spunea că dumneavoastră ați dat-o afară din casă când ea era în ultima săptămână de sarcină cu fetița. Și Mariana a fost nevoită să doarmă în frig pe minus 30 de grade. De la noi, Moldova, sunt minus 30 grade. Eu nu pot dat afară din casă. Păi ieșit din casă atunci când trebuie să iasă din casă. E singur ieșit, nu a lungat nimeni. Și eu am încătat toată noaptea, am căutat dânsa și am putut găsit de ele cu ochii. Eu, din partea ei, am fost foarte mult urfăgărit din casă. Cum să grăiești o șemnă ișuri cu rămas din partea mea, frădin singură, dacă are protez de înainte. Are protez? E ca protez și e ca mamă, e rău. E rău, nu e bună. Nu, educ e cu ochii cum trebuie. Să învați cu ochii împotriva mea. E greșat. Tata la copilul, la tata, tu vezi, zic, cuvinte urăți. Din învățat eu copiii nu îi învăț împotriva lui, din contră le spun, vreți la tată, duceți-vă la tată. Niciodată nu i-am învățat că să-l numească sau să rumânge cu ceva într-o, nu. Dar faptul că el te numește o mamă rea, că nu e bună de crescut copii. Să nu-i zică mamă, să nu-i zici mamă, că nu da. E mamă. Eu, din contră, el spune la copii că nu-i spune mamă. Și atunci când el spune că nu a fugărit-o, el la mine a venit și a dormit. Noapte am întâlnit-o pe o metă, dezbrăcată, în camieșă de noapte. Mariana, tu ai zis că ai apelat poliția de 60 de ori? Da. 60? Le-ai numărat pe toate? De câte da. Ori ai apelat? Asta din 2000, încă de când trăia mamă și până a venit la Chișinău. Și ce îți spuneau la poliție? Cu ce se finalizau aceste apeluri? L-o scuz, doamna Natalia, l-o scuz din casă și l-o trimis. Și eu s-o cumpărat o căsuță într-un sat acolo.
și el trăie deoparte de dânsul de casă. Așa. Și eu rămas cu tătixul aici, și trece, trece, el mai vine, mai aduce ceva mâncare la copii, o mai luam acolo să mă ce-și, unii Marina ești, ei mă duc la Andrei, mă găim și mai stine, eu trei copii, tot unul e greu, ați ca să-i crească. Când mă uitam, două, trei zile, trece, vine înapoi și Marina și-a scut. Andrei iar mă numește, iar mă bate, eu nu mai pot, eu ucărăm tot vreme pe dânsul, tu n-ascult, tu nu faci și zici el, tu nu muncești ca dânsul. Am uia când toamna, da, înainte de anul nou. Tot așa, eu mă sun, tante Marie, pe mine mă sun, Andrei să mă duc la Chișinău, dar eu nu vreau, eu mă tem de dânsul. Eu am făcut-o eu cu mâna mea, zic, Marinuț, hai, am du-te poate acolo, așa, altă viață. Tot e Chișinău, ți-ai găsit, drag, chioche de lucru, zic, așa, mai ușor, și lui e greu unul, știi, ți-e greu unul. Sună el în timpul ăsta, dar noi nu-i spunem că e la mine, că el nu-i de voie să vorbească cu mine. Și eu auzi ce vorbesc, că vine la Chișinău, că ți-a luat din îmbrăcat, că ți-a luat din calțat, că aici ai altă viață, ai să vezi ca și din. Dar ei spun și că, Andrei, eu mă tem ca să vin și iarăși și așa-și problemă și așa-și viață. Eu nu vreau, eu ți-am spus, scoate copiii de acolo, că dacă vin te uși, te tai, te gâtul, vină la Chișinău. Dumneavoastră chiar ați fost martor la... Pus pe... El dacă mă aude, dacă mă aude... Dar vreau să revenim la poliție. 60 de ore ai zis că ai apelat poliția. Cu ce te-au ajutat oamenii? Poliția vine, face dosarul ăsta, da, plângere. Și punea amendă, 400-200 lei. El nu a achitat toată suma. El îți dușea a doua zi, achita în jumate. Da. Eu m-am dus la domnul polițist care de sector și spun, de ce, nu mai sunt alte legi, alte, zic, este lege pentru. Dar ei a zis că te-o ușesc. Și mai mult nimic. Eu zic, dar eu trebuie să stau în sacriu ca să faceți, luați măsuri aspre. Ilga, eu vreau să te întreb pe tine, ca jurist. Tu ce spui? Ce puteau face autoritățile? Autoritățile, în primul rând, trebuia să instituie o ordonanță de protecție. Din câte am înțeles, a fost. Da, dar trei ordonanțe de protecție. Nu, a fost respectată. Dacă el mai vinea, mai aducea mâncare, vă mai întâlneați, ordonanțele nu erau respectate. Efectiv, agresorul nu a înțeles efectul acestei ordonanțe. De asta și continuitatea agresiunilor a existat. Poliția urma să execute strict acele ordonanțe, să verifice. Vine el, se apropie de casă, vă sună, vă deranjează, ceea ce nu a avut loc. Situația că v-ați adresat de câteva ori la poliție și poliția îi punea amenzi, posibil pe înjurături, pe calomniere, pe dosar contravențional. Și iarăși el nu a înțeles efectul, deoarece are dreptul să plătească 50% în termen de 72 de ore. Așa, ca orice amendă. În situațiile date, pentru nerespectarea ordonanțelor de protecție urmează să fie intentat dosar penal. Urmează să fie atras la răspundere penală cu sunt muncă neremunerată și este închisoare de la 1 până la 6 ani. Pentru violența în familie nu vreau să ajung la bătăi. Dar inițial, de la agresiunile astea verbale, de la limitările surselor financiare și ajungem la bătăi până la lovirea copilului minor, care asta este absolut inadmisibil, trebuia să fie intentat dosar penal pe violență în familie și în formă agravată alineatul 2-3. Iar acum să revenim la concubinul ei. L-am întrebat pe fostul concubin al Marianei despre planurile pe care le are în relația cu ea, dar și cu copiii săi. Să-i auzim răspunsul. Eu susțin tot viața aici, eu cât eram, cât trăiem cu dânsa și în afară și trăiem cu dânsa. Îi dădeam, plătim lumină, îi plătim gaz, îi plătim tot așa și tot eram prost. Credeam și eu sătul. Eu cu dânsa luptă aici, tatu s-a dus și luptă acolo. Cum și pot să fac eu cu dânsa? Hai că spuneți-mi voi. Ce să fac cu un om debil? De mi-a zis, lasă mie un copil. E chie, mă dă la limit. M-a dat de 1100 de ori la poliție, mă ducem, nu ducem mâncare la copii. Ducem ca orice tată. Și la poliție nu m-a sunat nimic la poliție. La chiar să mă suni. Eu nu mă duc, nu mă prezint. Dar bine să mă prezint. M-a ușit pe cineva? M-a ușit pe cineva. Eu i-am spus, hai, chiar dacă nu trăiești cu mine, eu nu zic că mă dai tu la aliment, nu mă dai la aliment, eu o strimat în fiecare lună. Bani la copii. Plus la asta strimat și de mâncare. Mariana, eu vă voiam să întreb, voi aveți o înțelegere cu fostul tău concubin în privința copiilor? Nu. Adică, tu cum eu vezi viitorul dat, lor? Prima dată eu l-am dat la înjudecată pentru pensie alimentară, la care el a aflat, a venit acasă și mi-a spus așa, timp de 24 de ore, dacă nu retrage dosarul acesta,
te omor. Eu m-am dus la două zile, am închis dosarul, nu mă să-mi dă-i pace. Oricum, el nu a achitat. Da, aduce de mâncare. Dar nu aduce, aduce macaroane, cășuri, și... Deci trei copii nu se hrănesc da, doar cu pace. Și arunca 1000 de lei și numai atâta spune, să le aveți din mânări. Doamna de la Direcția Natalia. De Asistență Socială din raion am aflat că familia Marianei se află în vizorul autorităților. Iată ce ne-au comunicat responsabilii de acolo. Mama Pascari Mariana cu trei copii a fost în evidență autorități spitalare locale, cât a locuit la noi în oraș Fălești, permanent a beneficiat de servicii sociale, permanent a beneficiat de ajutor social, ajutoarele umanitare care veneau în primărie, îi se ofereau. Mama este grijulie, are grijă de copii permanent, dar este dependentă de serviciile sociale, a beneficiat de serviciu juridic, consiliere psihologică. Mama a decăzut tatăl din drepturi părintești. A înaintat cerere, tot juristul din cadrul direcției noastre i-a oferit ajutor în decădere, adică în inițierea procedurii de decădere a tatălui din drepturi părintești. Și bărbatul este decăzut din drepturile sale părintești? Da, da, el era concubin. Da. Este o hotărâre de judecată în acest sens? Da. Femeia se plânge că concubinul ei o bate constant. S-a adresat ea vreodată la primărie, la, nu știu, la da. Direcția de asistență socială să vorbească da, s-a lucrat. Despre aceste probleme? Da, desigur, s-a lucrat, a fost înștiințată poliția, s-a lucrat mult cu familia respectivă. Ea a fost referită la serviciu de consiliere psihologic tot din cauza asta, că concubinul era agresiv. Ea a spus că nu mai locuiește cu el și nu mai concubinează. Înțelegeți? Dar câteodată locuitorii din localitatea unde locuia el, o mai vedea și pe doamna acolo. Adică el este violent, dar doamna oricum se mai ducea la el acolo. Echipa noastră a trimis o solicitare și la Inspectoratul General de Poliție pentru a afla ce măsuri au întreprins oamenii legii în urma plângerilor pe care le-a adresat eroina noastră. Să le auzim răspunsul. Inspectoratul de Poliție Fălești a verificat apelurile parvenite de la Mariana Pascari în perioada anilor 2019-2022 în adresa poliției. Mariana Pascari s-a adresat la poliție de aproximativ 30 de ori. La data de 24 februarie 2020, aceasta s-a plâns la poliție că a fost amenințată cu răfuială fizică de către concubinul său. La data de 19 martie 2020, fostul concubin al femeii a fost luat la evidența poliției în calitate de agresor familial. În privința bărbatului a fost întocmit un proces verbal cu privire la contravenție și aplicată sancțiune sub formă de amendă în mărime de 9 unități convenționale, echivalentul a 450 de lei, amenda fiind achitată integral la data de 20 martie 2020. Din 20 iulie 2021 nu a fost nicio înștiințare de partea femeii, iar bărbatul la moment nu mai stă la evidența poliției. A pomenit reprezentantul de la asistența socială că tu îți dorești să-l lipsești de drepturi părintești da. Pe fostul tău concubin. Da. Chiar dacă el este tatăl copiilor. Da. Zi-mi, te rog, ce ai întreprins în această direcție? Pentru că doamna a zis că el a fost lipsit, însă tu în acel moment ai zis că nu. Nu, fiindcă mie mi-a venit scrisoare de la Bălț. Ultima judecată, eu am avut-o la băsune, el nu s-a prezentat. Deci voi ați ajuns deja în proces de judecată pentru retragerea da, drepturilor da, părintești? Da, și am ajuns la băs, la care mi-e, pește două săptămâni, mi-a venit prin poștă o scrisoare că se respinge dosarul. Eu încă de asta că a fost căzut, mie nimeni nu m-a anunțat. Dar tu crezi că el trebuie să fie lipsit de drepturi părintești? Da. El trebuie să fie de căzut. Pentru că el cumva pledează că le aduce mâncare, că orice s-ar întâmpla între noi, tu l-ai auzit. Da. Eu voi continua să le aduc de mâncare, să-i întrețin pe copii. Asta e un fel de fățărnicie de lui, a?
Nu-i soțări nici doamna Natalia, el aduce câte ceva. Dar trei copii mănâncă de trei ori pe zi. Stăți puțin, câte ceva, da. Până la urmă sunt toți copiii au un tată și o mamă, nu? El e tot copil ca deci, toți copiii. Deci ambii părinți au o obligațiune. Deci ca să înțeleg câteodată și câte ceva, nu era absolut suficient pentru acești copii. Și el nu lucrează deloc. De unde să iei? Dacă ea lucra să aibă și ea, măcar cât de cât, dar cum să le ieși trei copii? Ea că eu am vrut să o aranjez, unii, cu cine să ieși, nu vrei nimeni. Mariana, adună toate plângerile, ordonanțele, hotărârile care le ai situația. Nu contează că sunt de 10 ani și încoace cu terminul. Te adresez la poliție. Nu trebuie o cerere din punct de vedere juridic. O cerere simplă. Rog atragere la răspundere penală pe cutare în legătură cu aplicarea violenței în familie, începând cu anii până în prezent. Acea discuție, înregistrarea discuției cu bărbatul și poza cu copilul, pot fi atașate la pot fi atașate, dar poliția ar privi sceptic fotografia copilului, ar influența decizia sau strategia poliției de investigare, dar ea nu va prezenta o probă atâta timp cât nu ai mers la poliție pentru a face o expertiză imediat după. De azi înainte, dacă, Doamne ferește, aplică violența fizică, nu aștepți, ai mers la medic, medicul îți face expertiza și imediat ei sunt obligați să cheme poliția. Ce ține de copii, ai obligația de a îl da la pensie alimentară. Ai făcut copia certificatelor de naștere, copia buletinului de identitate și dacă ai datele lui și la Fălești, dacă e viza de reședință, cere privind încasarea pensiei alimentare. Nu retragi niciodată. Toate aceste momente te va ajuta în viitor să-l decazi în drepturile părintești, deoarece la această etapă, chiar dacă avem o grozăvie, nu sunt temeri de decădere din drepturile părintești, fiindcă legea ne spune clar condițiile când. Când nu plătește pensia alimentară, dar ea trebuie să fie probată printr-o încheiere executorului judecătoresc și suma. 2. Să fie o infracțiune constatată împotriva ta sau a copiilor. Aceasta urmează să facă poliția. Cu alcoolemia și narcomania, în cazul dat, nu avem, dar cu asistența socială se poate demonstra și alt temei că toate acțiunile concubinului sunt în dezinteresul sau înrăutățesc situația copiilor minori. Toate acestea în ansamblu te va ajuta și cu decăderea din drepturile părintești, dar important că pensia alimentară nu se anulează. Aha. Și aceasta este în interesul copiilor minori. Eu i-aș recomanda Marianei să beneficieze de ajutorul unui specialist. Uite, doamna spunea de la asistență că tu poți să beneficiezi la centru de asistență socială de serviciile unui terapeut, psihoterapeut. Du copilașii neapărat, du copilașii la grupe, da? Se organizează. Eu știu sigur că sunt centre comunitare de sănătate mentală, nu-ți fie frică, sunt oameni normali, așa se numește sănătate mentală, dar se are în vedere menținerea stării de bine comunitare. Te duci cu copilașa acolo, în dependență de vârstă, o să li se aleagă anumite activități, o să fie ajutați copiii tăi să desensibilizeze tot ce au văzut, ce au auzit anii ăștia. Tu ești femeie matură cu trei copii, ce înseamnă mă omoară? Ce înseamnă mă omoară? Acum știe toată lumea că dacă vine și te omoară, noi să știm cine a făcut-o, da? Materialele adunate le vom trimite la Inspectoratul General de Poliție și la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Vom insista să primim un răspuns cât mai curând. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.